Hai, salutare națiune și bine ai venit la un nou clip. Așa cum am promis în videoclipul Q&A făcut ieri, astăzi revin cu un nou clip la Huawei P20 Pro și este vorba despre ultimul update de software disponibil pentru acest smartphone, update pe care l-am primit în urmă cu 3 zile, dacă nu mă înșel. Și este un update care de data aceasta include și câteva schimbări, dar nu foarte majore, nu radicale și cel puțin nu ceea ce mi-aș fi dorit eu. Și aici mă refer strict la partea de cameră video. S-au modificat niște lucruri în partea de cameră, dar nu lucrurile care mă interesau pe mine, și anume stabilizarea de imagine. Ce avem? Avem varianta 131 de software, care are ca dimensiuni 591 de mega, pentru cei interesați. Și pe lângă update-urile de securitate eliberate de cei de la Google, care sunt incluse în acest pachet de update, mai avem niște optimizări ale interfeței camerei, aplicației de cameră și a paginii de, hai să zicem, info. Și de asemenea, ca și upgrade major, avem funcția de detecție asistată de AI-ul telefonului sau de unitatea de procesare neuronală, pentru că așa se numește la Huawei, la înregistrarea în super slow motion la 960 de frame-uri pe secundă. Dacă vreți, mai simplu spus, ca să nu ne pierdem în detalii inutil, videourile se realizează prin același procedeu ca și la telefoanele Samsung, ca la Samsung S9, ca la Samsung S9 Plus, dacă vreți. În contextul în care, anterior acestui update de soft, puteai să înregistrezi doar ca la Sony de data aceasta, și anume trebuia să selectezi tu momentul manual când să se petreacă înregistrarea în super slow motion. Ei bine, de data aceasta, ajutat de unitatea de procesare neuronală sau de AI, telefonul este capabil să înregistreze singur, fără asistență manuală din partea utilizatorului, videoclipul la 960 de frame-uri pe secundă. Ceea ce zic eu, este mult mai util, mult mai ușor pentru utilizator, însă din păcate pentru mine, și haide să deschid aplicația de cameră, să vă arăt interfața schimbată, care, sincer să fiu, nu mi se pare foarte schimbată, dacă vreți. A fost mutată iconița asta de la zoom din partea de sus în partea de jos. De asemenea, în meniu, dacă intrăm, toate lucrurile sunt la fel. Și dacă tot sunt aici, pentru cei curioși, haideți să vă arăt cum l-am eu setat pe 10 megapixeli cu AI, Master AI activat. Deci nu sunt schimbări majore, nici din punct de vedere al interfeței aplicației de cameră. Dacă mergem în mai multe opțiuni, practic sunt aceleași opțiuni ca și anterior acestui update. Deci nu foarte, foarte multe lucruri. Funcția de super slow motion, cum v-am zis, lucrează mai ușor, este un pic mai intuitivă pentru utilizator. Și nu mai presupune să pierzi timpul așa cum o făceai anterior. Din păcate însă, n-am observat momentan, voi mai testa, dar momentan, în aceste 3 zile când am primit update-ul, nu am observat schimbări la partea de captură video în format 4K, și aici mă refer strict la partea de stabilizare a imaginii. Pentru că dacă am avut și dacă am vreo problemă cu acest telefon, este strict partea asta de filmare în 4K. La 1080p sunt ok, n-am nicio problemă, dar în 4K am o problemă cu lipsa stabilizării, care nici măcar electronică nu există sau nu este activată. Ăsta este update-ul de soft, cum am spus, 591 de mega, varianta 131. Dacă l-ați primit, instalați-l, nu uitați, de fiecare dată când instalați o variantă nouă de software, nu uitați să intrați în recovery și să dați un wipe cache partition. De ce? Ca să vă funcționeze telefonul corespunzător. Atât în acest clip, mersi de vizualizare. În continuare, băbuță este la birou, viața e grele și ne vedem când revin
în modul vacanță, ca să zic așa. Hai, toate cele bune. Pace vouă.